Fundația Dolia Metis și Organizația de Femei PDL Mehedinți organizează la teatru pe data de 6 septembrie de la orele 19 spectacolul Caritabil Curcubeul Speranței. Evenimentul este unul umanitar și ne cere să ne îndreptăm atenția asupra copiilor nevoiași din Mehedinți sau care trăiesc în zonele afectate de inundațiile din Moldova. Prima zi de școală trebuie să fie una fericită și pentru ei, așa că cele două organizații și-au propus să strângă fonduri care le vor fi donate sub formă de gheozdană echipate complet pentru școală. Evenimentul la care RTS este partener media va aduce în fața interpreți îndrăgiți ai muzicii populare, Anica Ganțu, Luciana Văd Vasfetcu, Irina Zoican sau Ionus Tudorescu. Pentru ca spectacolul să fie complet, își vor da concursul Corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehai, ansamblul profesional Danubiu și grupul folcloric Liliac de la Ponoare. Nu vor lipsi muzica cultă sau dansurile moderne și de societate, muzica ușoară și recitalurile de versuri. Organizatorii promit ca reprezentația din 6 septembrie să fie una pe placul tuturor severinenilor.